Pentru clipul de astăzi am venit la voi cu un haul. Un haul cu lucruri pe care ni le-am cumpărat eu și Claudiu de Black Friday. Chestii de pe MAG, cărți, chestii de păr. Bine, alea de păr și make-up sunt ale mele, dar să zicem că și le-a cumpărat și el. Am o cutie și aici, mai am o cutie care este deschisă și pe care nu am cum să vă arăt, o să vă pun doar poze cu acel obiect. Și avem de toate. Avem haine, avem chestii de păr, cărți și așa mai departe. Cea mai faină cutie este ultima, pe care chiar cu acest scop am lansat ultima, că e cea mai faină. Și dacă tot am această cutie în brațe, eu zic să începem cu aceasta. Aceasta am luat-o de pe EMAG, pentru că, în primul rând, aveam nevoie de un expresor. Mi s-a stricat expresorul, așa că am hotărât să cumpărăm un expresor. Și aceea este cutia pe care nu pot să o arăt, pentru că este deja dusă departe, dar o să vă pun o poză cu expresorul să vedeți cât este de fain. Expresorul a fost 1800 de lei, nouă chiar ne-a prins super, super fain. Și ce pot să mai spun este că îmi doresc să fie super, super fain în continuare, pentru că face un cappuccino și un cafe latte. Vai, mamă! Acum, da, ideea este că trebuie să mă duc la Jumbo să cumpăr niște pahare ca să fac niște prezentori de băuturi din astea de cappuccino. Cafea e cafea, dar cappuccino e cu spumă. Vai, deci este un expresor minune. Expresorul pe care l-aveam noi făcea spumă, doar că trebuia tu să spumezi de mână, manual, laptele. Ăsta nu, ăsta se spumează singur. Încă o chestie pe care nu pot să vă arăt, din păcate, este această baterie care se folosește pentru aparatul foto. Este foarte utilă. Adică după ce se termină bateria pe care o am, cât timp se încarcă, o folosesc pe cealaltă și tot așa. Am primit-o chiar atunci când filmam videoul cu ce chestii am primit de ziua mea. Oricum trebuie să păstrez cutiile pentru garanție, deci de asta le am aici. Așa, Claudiu și-a cumpărat, bine, am numai cutia pentru că e o chestie foarte mică, băieții care se uită la acest clip o să înțeleagă ce este. Este vorba despre un adaptor Bluetooth care așa arată, cu care poți să conectezi mouse-ul, tastatura și așa mai departe. Bateria a fost 88 de lei și chestia asta a fost 45 de lei. Mai am aici încă o chestie, tot de a lui Claudiu. Acesta este un adaptor USB care a fost 80 de lei, 79 de lei. Acum sper că sunt chestii care îi plac lui Claudiu și de care este pasionat, de aceea vreau să vi le arăt, să vedeți că nu am cumpărat doar chestii pentru mine, ne-am cumpărat și chestii pentru el. Dacă v-ați uitat la clipul acela cu chestii pe care mi le doresc eu de ziua mea, ați văzut cu siguranță că îmi doresc un ring light, o baterie externă, microfon și așa mai departe. E, iată că acest Black Friday a venit cu noroc la mine. Pentru că mi-am cumpărat un ring light. Aici am doar cutia, eu acum îl folosesc, însă să știți că o să vă las poze. El era cică, 300 de lei și eu am plătit pe el 86,50 de bani. Ah, interesant, un preț decent, având în vedere că am vrut să-mi cumpăr de pe AliExpress, însă îmi era frică că o să vină spart și că dau banii aiurea și așa că l-am găsit pe ăsta și sper să fie fain. Tot de pe EMAG, Claudiu și-a cumpărat acest joc. Este vorba despre FIFA 2021, un joc pentru PlayStation, pentru că este pasionat de jocuri și acesta a fost redus cu 20%, de la 190 de lei la 150 de lei. El s-a jucat, îi place, așa că sunt tare încântată că și-a cumpărat acest joc, pentru că și-l dorea de ceva timp. Asta este așa de nevoie, a trebuit să ne cumpărăm niște saci pentru aspiratori, am cumpărat și pe acestea dacă tot am făcut cumpărături. Tot pentru Claudiu am cumpărat și o carte care se numește Manual pentru Electronică, la care nu am cum să ajung pentru că
aici lângă mine este ușă și ring light-ul stă fix la cleanță și nu pot să trec de acest aranjament. Nu pot să mut ring light-ul pentru că îmi stric lumina și așa mai departe și îmi place mult, mult cum arată. Iar ultimul lucru pe care l-am cumpărat de pe MAG este această baterie externă, pentru că cea pe care o aveam eu s-a umflat, s-a stricat. Era o baterie de la Samsung, parcă, nici nu mai știu. În fine, era o baterie roz de 6000 de mAh, cred. Aceasta este de 8000 de mAh cu încărcare wireless și pe ea am plătit 24 de lei. Sincer, încărcarea wireless e ok, adică se încarcă foarte greu, dar fast charging cu cablu. Deci sunt foarte mulțumită, având în vedere că am nevoie câteodată de baterie externă și nu am de unde să fac rost de cablu, pot să folosesc direct. Asta se încarcă, e la limita supraviețuirii, deci suntem ok. Cutia pe care vă arăt mai departe este o cutie care se afla în cutia neagră. Nici nu mi-am dat seama că este o cutie într-o altă cutie și aceasta este o cutie de la F64. Bine, ea așa este cutia, în care se afla un microfon. Nu știu dacă v-ați dat seama, însă la ultimul videoclip și la acesta folosesc deja microfonul și mie la editare mi s-a părut că se aude mai bine, nu se aud zgomote de fundal, cred că pot să vorbească și vecinii mei pentru că voi nu i-ai auziți, pentru că mă auziți numai pe mine datorită microfonului. Mi-am cumpărat acest microfon de la Boya. El a fost inițial 150 de lei, iar acum a avut 34% reducere și a fost 99 de lei. Mie mi se pare interesant, îmi place pisica asta moartă, că așa îi se spune la chestia asta. Prima dată voiam să-mi cumpăr unul de la Rode, eu îi spun Rodeo, că dar na, de la Rode, însă acela era, nu mai era în stoc. Și ne uitându-ne la review-uri am văzut că și acesta este foarte interesant și foarte bun, așa că am zis să-l cumpărăm pe acesta. V-am spus că a fost 100 de lei. Interesant și mi se pare foarte, foarte bun. Știți ce e fain? Acum pot să fac curat, să arunc toate cutiile pe care le vedeți voi aici, că stau aici, cred că de o săptămână unele dintre ele. Eu zic să trecem la acest munte de pachete și să le desfacem, pentru că sunt multe chestii pe care vreau să vă arăt. Și primul pe care îl iau este unul mic, mic și simpatic și drăguț, cu două chestii foarte interesante în el. Nu știu dacă voi v-ați mai uitat la clipurile mele și ați auzit când vorbeam despre rochița mea cea galbenă superbă de la Italian Vintage. Este o rochiță pe care o ador, cu care am făcut și poze, pozele acelea în lavandă. Oricum o să las aici o poză ca să vedeți cât e de faină. Acum aveau de Black Friday 50% reducere. Așa arată pachetelul venit de la ei, este super drăguț și a venit lipit cu o chestie de genul ăsta pe care scrie mersi. Este vorba despre două broșe pe care le-am achiziționat la un preț de 50% reducere. Ele inițial erau una 65 și una 45, iar o să vă spun exact cât am dat pe ele, și anume pe această broșă care are formă de buchețel. Am dat 32 de lei și 50 de bani, este o broșă superbă. Bine, acum nu pot să port, că n-am. Nu pot, dar este foarte, foarte frumoasă. Am purtat într-o zi la serviciu, însă astea să știți că eu le-am păstrat ca să vedeți cât îți de faine. Așa, și mai am o broșă mai micuță care este în formă de pară, ea așa arată, cu o biluță verde în interior. Așa e foarte, foarte simplă. Aceasta a fost 22 de lei și 50 de bani. Foarte simpatice și cred că sunt vechi. Mai departe, avem aici o superbitate. O singură chestie mi-am cumpărat de pe About You și aceasta este o bluză care era la 34% reducere. Inițiala era 140 de lei. Eu am cumpărat-o cu 93 de lei. Bluzița arată cam așa. Cu siguranță nu înțelegeți absolut nimic din ce vă arăt eu acum, însă această bluză o să vă las o poză cu ea pentru că este superbă și am văzut-o la Haiki pe Instagram, mi-am făcut un screenshot și de atunci când a fost Black Friday am zis hai să mă uit să văd dacă este la reducere și chiar a fost, pentru că mă uitasem și inițiala. Este o bluză crop top, este puțin cam scurtuță, însă
are un material atât de fain și îmi place foarte, foarte mult și îmi place detaliul ăsta de la mânecă cu năsturașe, calitate superbă, faină de tot, în spate se leagă cu o fontă superbă, superbisimă, deci n-ai ce să-i spui, o minunată. Mai departe, trecem la următorul pachet. Un pachet care este de la Natural Hysteria sau Natural Hysteria sau Natural Hysteria, cum vreți voi să-i spuneți. Și aceștia aveau promoții de Black Friday. Tot așa mi-am cumpărat doar 3 chestii pentru că îmi cumpărasem înainte cu 2 săptămâni. Așa arată pliantul pe care le-am primit de la ei. Foarte interesant, îmi place tare mult fetița asta de aici care e tare drăguță. Și mi-am cumpărat odată un șampon, așa, un șampon de la Shea Moisture cu cocos și hibiscus, care era la 20% reducere și de la 59 de lei eu am dat 47 de lei și 20 de bani. Tot de la Shea Moisture am cumpărat și acest balsam care este cu miere de manuca și iaurt, cam așa arată, care avea prețul inițial de 60 de lei și eu l-am cumpărat cu 48 de lei, având 20% reducere. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat de pe Natural Hysteria este acest spray pentru revitalizarea buclerului de la Cantu, care era 59 de lei inițial și eu am dat pe el 29 de lei 50 de bani, acesta fiind redus cu 50%. Sper să fie fain de miros, miros super fain. N-am putut să mă abțin și a trebuit să mă bag în ele să le miros, că știți cum plac mie să miros chestii. Mai departe, mai avem 3 pachetele și am terminat. Asta este, cred că, cel mai greu pachet pe care l-am primit. O să începem cu o carte pe care o dorea Claudiu de foarte mult timp. O carte pe care i-am cumpărat-o cu ocazia Black Friday și a ziua bărbatului și a ce vreți voi. Și anume este aceasta, JFK de Stephen King. În ultima perioadă a început să citească din ce în ce mai mult acest scriitor. Ea are un preț inițial de 75 de lei, iar faptul că a fost 50% reducere m-a făcut să-i o cumpăr, pe lângă faptul că și-o dorea foarte mult, așa că eu am dat pe ea 37 de lei și 50 de bani. Niciodată să nu spui nu cărților. Cărțile pe care mi le-am cumpărat eu de pe Libris, pentru că este un pachet de la Libris, dacă nu v-ați dat seama până acum, sunt cărți pe care le-a recomandat Andreea Balaban, cărți despre care eu am crezut că mi se potrivește și că îmi stârnesc curiozitatea, abia aștept să le încerc pentru că par foarte interesante. Prima carte pe care vă arăt este aceasta, se numește Biblioteca de la miezul nopții. Undeva la marginea universului există o bibliotecă infinită de cărți, iar fiecare poveste din ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieții tale, așa cum e, alta spune povestea vieții tale, așa cum ar fi fost, dacă ai fi luat altă decizie într-un anumit moment. Toți ne întrebăm mereu cum ar fi putut să fie viețile noastre, dar dacă am găsit răspunsul într-o bibliotecă, atunci când Nora ajunge în această bibliotecă, are șansa să îndrepte lucrurile, o viață plină de durere și de regrete. Are ocazia să facă totul altfel și să-și dea seama cum ar putea avea viața perfectă, dar lucrurile nu sunt tocmai cum și le imaginează ea. Curând, alegerile pe care le face o pun într-un pericol iminent. Înainte să expire timpul, trebuie să răspundă la o singură întrebare. Care e cea mai bună cale de a trăi viața? Sunt tare curioasă despre ce este vorba în această carte. Ea inițial a fost 40 de lei, era redusă cu 25% și a fost 30 de lei. Iar următoarele 3 cărți sunt reduse cu 30%, dar o să vă spun exact ce și cum. Este vorba despre Riviera lui Chanel. Departe de a se îngrijora cu privire la iminentul război mondial, societatea de pe Riviera franceză din 1938 este străbătută de o întrebare arzătoare, să-i facă sau să nu-i facă reverație ducesei de Windsor. Cu o distribuție impresionantă de personaje istorice, care mai de care mai colorate, politicieni, scriitori și artiști, Winston Churchill, Salvador Dali, ducele și ducesa de Windsor, având-o în centrul acțiunii pe enigmatica Coco Chanel, Riviera lui Chanel reînvie cu vervă și o mulțime de date istorice, o perioadă în care extreme, precum luxul și teroarea, nu au fost niciodată mai prezente. Este o carte interesantă și abia aștept să o citesc. Scrie pe ea Viața, iubirea și lupta pentru supraviețuire pe coasta de Azur 1930-1944. Inițial a fost 44 de lei și 90 de bani, 45 de bani, iar eu am cumpărat-o cu 31 de lei și 43 de bani.
Următoarea carte despre care mi-a strânit interes din prima, de când am auzit numele, este Devoratoarea de păcate. Ea inițial era 50 de lei și eu am dat pe ea 35 de lei. Datoria unei devoratoare de păcate este să ia păcatele muribunților asupra ei și să le poarte cu sine într-un mormânt. Ea trebuie să asculte confesiunile acestora și să le devoreze păcatele într-un ritual funerar complex în care tuturor păcatelor, mai mici sau mai mari, le corespund anumite bucate. Adică tipa asta a mânca ca să le fie iertate păcatele unor anumite persoane. Pare foarte interesantă, de aceasta mi-am și cumpărat-o. O să vedem ce e cu ea după ce... Adică am foarte multe cărți pe care vreau să le citesc și nu știu cu care să încep. Din drag și pasiune pentru culori este aceasta, se numește Culori, pasiune și mister, ca să vedeți. Ea inițial avea prețul de 90 de lei și am dat pe ea 63 de lei. Este o carte, o explorare profundă, încântător ilustrată a culorilor în opere de artă, în registrul lor simbolic, vizual, literar, poetic, istoric și științific. În conversație plină de spirit și culoare, toate culorile pe care vreți voi să le vedeți. Este o carte mai scumpă deoarece are poze, vorbim de portocaliu aici, vorbim de toate culorile, cum se găsesc în artă, în lumea noastră, uitați albastru sau siel sau cum vreți voi să-i spuneți, uitați negru, vai chemați la negru, negru de bază, este vorba de Audrey Hepburn, da? Niște chestii foarte interesante care aduc un plus culturii tale generale. Așa cred eu despre această carte. Această comandă am dat-o datorită Simonei Bujor. Pentru că în favoritele lunii, ultimul clip al ei, ea a vorbit despre câteva produse și cele care mi-au strânit curiozitatea au fost această cremă de la Ziaja sau Jaya, cu... care zice că este unt de corp cu cocos și cacao, care miroase divin. Abia aștept să-l pun pe piele să văd cum miroase. Bine, asta l-am luat de pe Notino, dar aici am un pachet de la Nala. Nu știu dacă voi ați auzit de acest brand, însă zice că este un brand mai natural, cu chestii mai naturale, mai frumoase, mai nu știu cum. Și înscriindu-mă eu la ei pe site, am primit un voucher de 50 de lei, la comenzi 150 de lei și transport gratuit și așa mai departe. Și Simona Bujor a vorbit despre chestii și a trebuit să-mi iau chestii. Așa că a trebuit să fac o comandă de 150 de lei, să mi se aplice voucherul de 50 de lei și așa mai departe. Și așa mai departe, știți și voi cum stă treaba. Mi-am cumpărat un gel de duș cu migdale. Așa. Care miroase interesant. Acesta a fost 20 de lei. Claudiu zice că miroase ca tămâia, dar miroase interesant, sunt curioasă cum miroase pe piele. Pe aceste produse, pe majoritatea scrie că sunt produse 93,3% naturale. Acum sper să fie bune și să mă înțeleg bine cu acestea. Mai am aici un gel de duș care l-am uitat deschis. Bravo, Manuela! Cu prune, care și acesta miroase foarte, foarte bine. Ăsta are doar 92,4. Bine că am făcut acum holul, că dacă mai steam poate nu mai aveam niciun gel de duș. Mai am aici un șerbet de corp cu struguri roșii, care așa arată. Așa arată pachetul. Așa. Acesta zice că are 95,4 ingrediente naturale făcute de mână. Miroase foarte bine, că le-a mirosit pe toate. Chiar miroase a struguri. Foarte, foarte fain. Abia aștept să-l încerc. E ca o cremă de corp, așa. Mai am aici un scrub de corp cu sare de mare, cu gust de caramel și vanilie, care are 98,4% ingrediente naturale. Acesta a fost 40 de lei. Și miroase foarte, foarte, foarte bine. Iar produsul pentru care am dat comanda aceasta este acest unt de corp cu nucă de cocos și vanilie, care are 97,9% ingrediente naturale, care a fost așa 40 de lei. Cam așa arată. Sper să fie faine. Le-am luat la recomandarea Simonei. Ai cumpărat o chestie la recomandarea ei și chiar mi-a plăcut și am zis că hai să... încerc și astea. Miroase foarte, foarte bine.
mi-am făcut un stoc de creme. Nu vreți să știți cât de multe creme am. Deci toate astea au fost 159 de lei și am plătit 109 lei. Da, că am primit voucherul despre care v-am povestit. Și ultima cutiuță, cea mai dragă mie, abia am așteptat să vină această comandă, că după asta am stat cel mai mult. Este o cutie de la Sephora, dacă vă dați seama sau nu. Este o cutie pe care o așteptam de mult timp. Ideea cu această cutie este în felul următor. Am trei produse pe care le-am cumpărat din magazin și am și câteva chestii pe care mi le-am cumpărat online. Din magazin mi-am cumpărat așa. Știți că acum ceva timp v-am cerut niște recomandări pentru cotonete și am primit foarte multe comentarii legate de aceste cotonete de la Sephora, 9 lei pachetul. Eu să știți că am dat pe ele cu 10% mai puțin, adică 8 lei și 10 bani, pentru că aveam un cod de reducere. El nu a fost la promoție, însă mi-am cumpărat două. Pentru că par interesante, adică mi se pare că folosești doar una singură și cât ajunge. Eu folosesc câte 3, 4, 5, cât ceată, depinde cât de mult machiaj am pe față. M-am dus în magazin în special pentru ca să-mi iau cadoul de ziua mea, care a fost această cremă de mâini, care este cu pepene și miroase foarte, foarte, foarte fain. Îmi place mult de tot. Și am zis că dacă tot mă duc, cu siguranță o să-mi iau și dischetele de machiante. Și în ziua în care am fost eu la ei, aveau ei o promoție și anume că aveau 20% reducere la brandurile, mai multe branduri, dintre care unul era Too Faced. Și am fost eu foarte, foarte supărată că anul trecut nu am prins momentul acela când au fost la promoție paletele de la Too Faced Ginger Bread Spice și mi-am cumpărat-o pe aceasta. Ea inițial avea prețul de 130 de lei și eu am dat pe ea 104 lei. Eu aveam, adică erau două la care m-am uitat, la aceasta și încă la una care se numea Salted Caramel. Ea arată așa în interior, foarte, foarte simpatică și nu cred că am aceste nuanțe. Așa arată la exterior, este de placaj din acesta. Am auzit că aceste palete de la Too Faced care sunt în acest ambalaj de metal au varianta lor cea mai bună. Am primit două mostre, este vorba despre fondul de ten de la Sephora, hidratant, acesta, care arată așa, mostra pentru el. Și în interior am două nuanțe, am 22P și 30P. O să vedem, poate o să-l încerc să văd dacă îmi place sau nu-mi place, însă având în vedere că este hidratant și tenul meu este mixt spre gras, nu cred că o să ne înțelegem bine. Și am mai primit o mostră de parfum J'adore de la Dior. Astea le-am primit în magazin, da? Deci cumpărăturile din magazin. Și apoi am studiat eu mail-uri pe care le-am primit de la Sephora și anume că o să aibă, nu mai știu în ce dată, aveau ei 20% reducere la tot brandul Urban Decay. Și ce credeți că a făcut Manuela? Și-a cumpărat paleta Naked Honey, paleta pe care mi-o doream de atât de mult timp, paleta pe care astăzi am folosit-o, paleta pe care mi-o doream de atât de mult timp, de anul trecut mi-o doresc, mi-am pus-o și pe wishlist și abia așteptam să o primesc. Ea, așa este ambalajul exterior, este o paletă superbă, 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 pe care am folosit-o astăzi ca să o testez oarecum. Așa arată ambalajul, foarte, foarte frumos. Nu am nici un produs, cred că de la Urban Decay, cred. Iar în interior arată așa. Este o paletă minunată, superbă, să știți că sunt pigmentate nuanțele, foarte, foarte frumos arată pe pleoape, o să mă apropii să vedeți. Azi mi-am făcut un machiaj Hello Eyes, nu cred că, nu știu exact dacă l-am făcut identic la ambii ochi, însă asta am vrut să fac și îmi place mult, mult de tot ce a ieșit. Este paleta pe care mi-o doream de foarte, foarte mult timp. Bine, am dat cu ea pe rost.
Tot de la Urban Decay am vrut să-mi cumpăr și fondul de ten, pentru că v-am spus și despre acesta, cred că în ce-mi doresc de ziua mea. Mi-am cumpărat această nuanță și atunci când am fost în magazin m-am și uitat să văd ce nuanță mi se potrivește și mi se potrivește nuanța 20NN, o nuanță deschisă cu subton neutru. Așa arată ambalajul, iar în interior este foarte simpatic cu niște flori. El arată așa, fondul de ten pe care bineînțeles l-am folosit și astăzi și îmi place mult, mult de tot cum se așează. Este foarte ușor pe ten, este superbisim, îmi place mult, mult de tot. Sunt cea mai bucuroasă că l-am cumpărat, deși mi-am cumpărat unul anterior de la Bourjois, l-am cumpărat pentru că aveam nevoie de un fond de ten care să fie puțin mai scump și să se vadă că e puțin mai scump. Iar ultimul lucru pe care mi l-am luat, pe care nu știu sigur dacă, adică voiam să-mi cumpăr altă nuanță și mi-am dat seama că de fapt nuanța aia nu cred că mi se potrivește și pe la urmă mi-am dat-o pe asta. Este vorba despre acest produs de la Milk. El se numește Lip and Cheek în nuanța Perk. Nu știu dacă se vede că nu focusează. Așa. Este un blush cremos și îmi doream un blush cremos de ceva timp. Am vrut să încerc să văd eu care e treaba cu acest blush cremos. El arată așa. Bine, l-am folosit și astăzi, că am vrut să le încerc pe toate. Nuanța pentru el este acest piersiciu, așa, o culoare care mi se potrivește mie și cred că am făcut o alegere foarte bună. Cealaltă nuanță era mai rozalie, însă ăsta este puțin mai, este pe gustul meu. Nu puțin, este chiar pe gustul meu. Și am primit și câteva mostre. Este vorba despre fondul de ten de la Fenty pe care tocmai l-am terminat. În interior am arată așa și am primer. Aici este primerul, nuanța mea 150, asta este nuanța mea. Mai am 220, 340 și 420. Poți să le combin cum vrei tu să vezi dacă îți place, nu îți place și mai departe. Dar cu siguranță o să folosesc această nuanță și primerul. Oricum știu că e fain că l-am avut. Am mai primit fondul de ten de la Lancome, Tendy Doll Ultra Wear, care este la promoție de la 230 de lei la 170 de lei. Am două nuanțe și anume 02 Rose și 03 Beige Diafan. Sper să fie faine. Cred că mai am o nuanță dintre acestea și o să trebuiască să încerc. Oricum și astea sunt pentru ten hidratant, însă cred că o să arate bine cu o pudră care matifiază foarte, foarte tare. Și ca să vedeți, am mai primit încă o mostră de parfum de la Dior. Din asta j'ador. Chiar am două, să nu credeți că vă mint, dar chiar am primit două. Sper să fie un parfum fain, că mie îmi plac parfumurile. Și cam atât. Doamne, că abia aștept să scap de cutiile astea, că ce e pe jos. Numai mizerie și multe, multe cutii. Cu astea fiind spuse, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți ce v-ați cumpărat voi de Black Friday sau ce părere aveți voi despre aceste produse, dacă le-ați încercat, dacă nu le-ați încercat, vă plac, nu vă plac și așa mai departe. Cu astea fiind spuse, până data viitoare, aveți grijă de voi. Mua! Vă pup toate cele bune. Bye!